Fostul președinte comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, reacționează la cazul Gheorghe Papuc și spune că ex-ministrul de interne cu fostul șef al Poliției Capitalei, Vladimir Bodnar, nu au permis să fie acel Maidan. Putea să fie primul Maidan pe 7 aprilie 2009. De asemenea, liderul comuniștilor mai spune că sentința pe care au primit-o cei doi este în interesul cuiva. Fostul șef al statului a acuzat vicii de procedură în dosarul 7 aprilie, în care generalul Gheorghe Papuc a primit o pedapsă de 4 ani de închisoare cu executare, iar Vladimir Bodnar a primit o pedapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare. Sentințele nu sunt definitive. Ion Bodruc, șeful Inspectoratului General al Poliției, a anunțat că dispozitivul deciziei Curții de Apel Chișinău, în baza căreia urmează să fie reținut generalul Gheorghe Papuc, a ajuns la Poliția Municipală, care urma să-l rețină, însă nu a fost degăsit. În dosarul intentat de procuror pe numele lui Papuc au fost incluse mai multe capete de acuzare: neglijență în serviciu și abuz în serviciu, soldat cu urmări grave. Procesul intentat celor doi vizează incidentele din aprilie 2009, când sute de tineri care protestau față de politica a comuniștilor au fost agresați sau torturați de forțele de ordine. Prima instanță i-a declarat nevinovați în decembrie 2011 pe Papuc și Bodnar de neglijență, soldată cu moartea lui Valeriu Boboc, pe motiv că faptele inculpaților nu întrunesc elementele infracțiunii incriminate.